cerebrele aforisme. Cerebrele aforisme ale prietenului meu, Tudor Mușatescu, cunoscute sub numele de mușatisme, aș îndrăzni să dacă îmi dau și puțin apă, să răspund pe cele pe care le-am înțeles. Și astfel să răspătesc actul acesta declarație pe care mi l-a arătat. Era atât de zgârcit încât noaptea lătra în curte ca să facă economie de câine. De ce prost de mărginit, cu prostia e nelimitată? Nu întreba niciodată pe un om bănuitor ce mai face bunica lui. O să creadă că vrei să aduci vorba pe departe despre mama noastră. Doi boi trăgeau la același lucru. Bou ești, mă, zice prostiți, unul celuilalt. De ce? Vinde tragi la zi. De ce tu nu tragi la fel ca și mine? Ba da, însă eu am început să-mi dau seama. Ce tragedie, haină, că trăiești toată viața bou și când mori să ajungi carne de vacă. Îmi spunea un prost. M-a întrebat cineva, ce e mai greu? Un kilogram de plumb sau unul de lână? Crezând că eu o să scot plumbul. Și ce ai spus? Lâna, care s-a născut ăla care să mă ducă pe mine. Când prostul e la locul lui, nu mă deranjează. Mă deranjează numai atunci când e la locul altul. Ploaia cu soare nu e decât un fel de apă rece la grătar. Toate gâștele se cred lebede persecutate de soare. Nu toate pupezele au avut norocul să fie lansate în literatură pe Ion Creon. Toate plictitorile sunt fete mari. După măritiș, se schimbă în ciocăritor. Se zice că inteligența delfinului se apropie de al om. Asta va însemna că trebuie să fie foarte mulți delfini proști. Mândria cerbului stă în coarne și rușinea lui Ionescu tot în ele. Profesorul intră în clasă. Astăzi, băieți, vom vorbi despre politețe. Care ești bouă în fund, nu ești atent la cer. Când e singur, malul mării se numește țărm. Și când e cu femei deasupra, se numește litoral. Femeile nu înșeau. Compar. La 60 de ani, când vezi o femeie goală, te teamă să nu răcească. Meloman este acela care, atunci când aude o femeie goală cântând în baie, pune urechea la gaură. Soția este femeia aceea dulce, suavă, cu care împărțim jumătate din necazurile pe care nu le-am fi avut dacă nu le-am fi. Ce-mi dai dacă ți-a spune că îmi place și că sunt și bogat? Adresa iubită. Alo? Radio România Muzical? Da. Eu am găsit o borsetă cu 10.000 de dolari și un pașaport pe numele Izu Goldenberg. Da, și ce doriți? Aș vrea să-i dedic o melodie. Într-o secție de poliție, comandantul își trece sub apel în ședință și le spune, mâine să veniți îmbrăcați frumos
că mergem la nunta lui Figaro. Toată lumea înțelege, a doua zi polițiștii din toți îmbrăcați în costume, cravate, neveste, copii, cadouri, flori, când de vede, șeful se ia cu mâinile și apăr tot din torci. Nu mergem la o nuntă propriu-zis. Nunta lui Figaro este o, de asta, o operă, operetă, teatru, chestii de-astea, înțelegeți? Șeful nu te supăra. Dumneata, când ai venit la lacul lebedelor cu urbițe, am zis, nu este doar.